Bună ziua, domn președinte! Felicitări noastre! Dar treaba e făcută, eu nu știu, mai trebuie, are sens. Și să nu să da, nu, nu, vă doresc bun și... Așa cum am înfruntat un regim autoritar criminal în Republica Moldova, și cu atât mai ușor vom înfrunta eventuale bariere pe materie. Și prezența noastră astăzi, în asemenea număr, demonstrează forța, demonstrează abilitatea noastră. Am declarat atunci că este necesar ca în Republica Moldova să apară în sfârșit un partid acțiune care să fie capabil nu doar să reacționeze la evenimente, dar și să inițieze. 2 ani de zile, după cum am demonstrat, este o perioadă suficientă pentru a transforma o țară guvernată de un regim criminal autoritar într-o țară guvernată democratic. Am învins deoarece de partea noastră a fost adevărul. Iar adevărul este mai puternic și mai eficient decât minciuna și lucrul ăsta s-a demonstrat. Spuneam atunci că noi vom fi cel de-al doilea partid politic din Republica Moldova după alegeri. Puțini au crezut în acel mesaj care l-am transmis. Însă vedeți că l-am realizat împreună. Acum doresc să mai fac o declarație pe care mi-o asum. La următoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, Partidul Liberal Democrat din Moldova va fi cel mai important și influent partid din Republica Moldova. Iar cei care nu cred în ceea ce am spus acum, să fie foarte atenți și să urmărească acțiunile noastre. Vom fi incisivi, vom fi foarte corecți și aici principal vreau să vă spun, să aveți în vedere acest lucru și în activitate din teritoriu. Vom fi principiali și corecți în același rând în raport cu partenerii noștri de coaliție. Este determinant ceea ce urmează să se întâmple în țara noastră și de unitatea în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Urmează ca împreună, la nivel central, dar și la nivel local, să facem ca lucrurile să fie resimțite în acțiune de cetățeanul Republicii Moldova. Într-adevăr, am reușit în 2 ani de zile să demonstrăm că locuitorii acestei țări au demnitate, au verticalitate, au caracter și are că această țară are un viitor. Mă aflu aici și în calitate de simpatizant acestui partid. Am fost prezent și la congresul de constituire a partidului și le-am spus celor prezenți că aveam niște presimțiri foarte bune și foarte favorabile pentru viitorul acestei formațiuni politice și iată numai după 2 ani de existență constatăm că aceste presimțiri ale mele s-au adeverit. Cum apreciați realizările acestui partid la 2 ani? Eu cred că aprecierea dată o poporul. Ei au succes indiscutabile. Deci rămâne numai să vedem cum vor dezvolta aceste lucruri. Mă simt în forță, avem obiective care urmează să le realizăm. A fost o perioadă complicată, a fost o perioadă plină de acțiuni și astăzi am avut posibilitatea să tragem și concluziile asupra activității noastre. Noi ne-am declarat de la bun început ca fiind un partid cu doctrină populară, ori doctrina conservatoare este parte integrantă a doctrinei populare. În fond nu va schimba în ceea ce ține de acțiune sau de abordare, principii, valori.